O femeie de 42 de ani din localitatea Nisipitu, județul Suceava, s-a ales cu dosar penal după ce și-a făcut depozit de țigări de contrabandă în gospodărie. În urma perchezițiilor efectuate de o echipă operativă formată din lucrători din cadrul SPF Brodina și STPF Suceava, în cooperare cu lucrători din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, întreaga cantitate de țigări găsită în valoare de aproximativ 500.000 de lei a fost ridicată în vederea confiscării. În data de 13 septembrie, la nivelul SPF Brodina, ITPF Sighetu Marmației, în baza unor date conform cărora la locuința unui cetățean român de pe raza localității Nisipitu, județul Suceava, este depozitată o cantitate mare de țigări, s-a declanșat o acțiune specifică pe linia combaterii contrabandei cu țigări de proveniență ucrainiană. Astfel, o echipă operativă formată din lucrători din cadrul SPF Brodina și STPF Suceava, în cooperare cu lucrători din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, s-au deplasat la imobilul respectiv, unde a fost identificat proprietarul acestuia, o femeie în vârstă de 42 de ani. Deoarece aceasta nu a permis accesul oamenilor legii în curtea imobilului, s-a luat măsura supravegherii locației până la emiterea unui mandat de percheziție. În baza mandatului de percheziție emis de către judecătoria Rădăuți, lucrătorii noștri au efectuat un control al locuinței acesteia, ocazie cu care au fost descoperite în două garaje și într-un autoturism marca Mitsubishi Pajero, înmatriculat în Marea Britanie, aproximativ 84 colete cu țigări de contrabandă. Țigările și autorismul au fost transportate la sediul Poliției de Frontieră Brodina, unde în urma inventarierei baxurilor a rezultat cantitatea de 41.870 de pachete cu țigări de diferite mărci de proveniență ucraineană. În urma celor constatate, Poliția de Frontieră i-a întocmit proprietarului imobilului lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, lucrare care a fost prezentată parchetul de pregătire judecătoria Rădăuți în vederea soluționării legale. Întreaga cantitate de țigări în valoare de aproximativ 500.000 de lei a fost ridicată în vederea confiscării, iar autoturismul în valoare de 9.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul sectorului de poliție frontieră Brodina în vederea continuării cercetărilor.